Andreea a născut noaptea de Crăciun o fetiță superbă, o fetiță extrem de sănătoasă și foarte măricică, după cum se vede și din câte știu eu. Este foarte sănătoasă, la fel și Andreea, după cum vedeți, stă în picioare după o naștere care a durat ceva timp, pentru că știu că a intrat în travaliu aseară înainte de 12 noaptea și s-a terminat cumva înspre dimineață. Știu că foarte multă lume mă întreba, pentru că nu recunoașteți din poză cine este Andreea. Andreea a fost concurentă în sezonul 2, iar spre finalul sezonului s-a căsătorit cu Alexandru, cu un băiat pe care îl cunoștea încă de afară și fusese îndrăgostită de el, dacă țineți minte. Iar din păcate povestea lor nu a fost una tocmai frumoasă. Afară, când a ieșit, după o perioadă, l-a cunoscut pe Radu. Radu l-a fost concurent în sezonul 3, a intrat undeva pe la jumătatea emisiunii. O să-l căutați pe net, Radu, concurent sezonul 3. Cunoscându-se afară, s-au îndrăgostit. Radu a trebuit să plece în afară pentru că avea deja un job și trebuia să plece la muncă. Și cumva relația lor a fost un pic la distanță o perioadă de timp, iar apoi Andreea s-a decis să meargă după el să-l urmeze și așa s-a construit povestea lor de dragoste. Locuiesc împreună de ceva timp, cred că au un an și ceva de când, sau chiar doi de când locuiesc împreună. S-au stabilit acolo. Radu a cerut-o de soție. Și uite așa a venit și rodul dragostei lor, chiar în noaptea de Crăciun. Mare minune, ce să vă spun, ce poate fi mai frumos de atât. Le dorim și noi multă sănătate, multă fericire, cât mai stau în maternitate să se odihnească, pentru că atunci când vor merge acasă, deja nu mai e de glumă și tot timpul este dedicat micuței. Sper din tot sufletul să se bucure de această perioadă, să fie cea mai frumoasă din viața lor. Sănătate multă și Crăciun fericit vă doresc!